Tinerii din Prahova care vor să pună bazele unei afaceri în domeniul agriculturii trebuie să se grăbească dacă vor să beneficieze de sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană prin intermediul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Până pe 29 iulie, APIA desfășoară cea de-a doua sesiune de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă aferente măsurii 112, adică instalarea tinerilor fermieri. Tinerii pot primi în funcție de capacitatea fermei agricole între 10.000 și 25.000 de euro. De la lansarea primei sesiuni a măsurii 112, 79 de tineri fermieri din județul Prahova au depus cereri de subvenționare a unor investiții în agricultură, iar 70 dintre ei au semnat deja contractele de finanțare, proiectele acestora aflându-se în diverse stadii de implementare.